Salut, salut! Hai să vedem cum facem dintr-un antricot de vită de la Lidl să-l transformăm în chestia asta ce o vedeți aici, adică să fie super bun în vreo 20 de minute. Avem nevoie doar de o tigaie și un termometru. Deci avem antricot de vită, 37 de lei a fost bucata asta de la Lidl, îi matura. Tigaia e super, super fierbinte, vedeți că afumă. L-am pus în tigaie numai cu un pic de sare. Jos, cronometrul ăla măsoară timpul real. Îi dat mai repede, fiindcă n-aveți chef să vă uitați atât la video. Mă adăuga și niște ulei după 50 de secunde și le-am tot întors cam o dată pe minut. Aici vrem numai să-i dăm o crustă, nu urmărim să atingem temperatura finală. Uleiul ajută să se transfere căldura de la tigaie înspre carne, fiindcă nu toată suprafața cărnii ia contact cu tigaia. Dar uleiul umple golul ăla dintre carne și tigaie și atunci crusta e mai continuă, vedeți? Ce fain a ieșit aici. Deci în total a stat 3 minute în tigaie în prima fază. Vedeți că în interior are undeva la 38-40 de grade. Deci încă nu îi făcut. Și acum un secret care am văzut că nu prea îi menționat și eu aș fi vrut să-l știu, aici focul e oprit. Tigaia e super fierbinte și de aia se topește untul și am mai pus rozmarin. Între timp carnea se odihnește fain frumos, se relaxează, untul se topește și răcește tigaia, am pus rozmarin și acum tai niște usturoi. După aia dau focul înapoi, dar îl dau pe mediu spre mic. Ideea e că vrem untul să bolborosească încet, nu vrem să se ardă. Nici untul, nici usturoiul. Vrem ca untul să se aromatizeze de la usturoi și rozmarin și aici e așa un bolborosit fin, ca să zic așa, și tot dăm cu lingura unt peste carne. Periodic verific cu termometru, scopul meu e să ajungă interior la vreo 5-8-60 de grade. Și aici o puteți întoarce din minut în minut sau mai des cum doriți. Prin faptul că dăm untul deasupra, facem ca aromele să intre mai bine în carne. Deci o stat 2 minute în tigaie în a doua fază și 3 minute în prima fază. Deci total cam 5 minute o stat în tigaie și vreo 20 la odihnit, fiindcă o stat 7 minute înainte și acum o mai las încă 12. Temperatura finală îi în jur de 5-8 de grade, depinde unde măsurăm. În rib cap, care e partea mai grasă, au ajuns la 67 de grade, de aceea nu-i mai pun folie, fiindcă dacă îi pui folie riști să se facă naburi și să crească temperatura mai mult decât ai dori și atunci o să ai un steak medium well sau chiar well done, chiar dacă tu când l-ai scos din tigaie avea temperatura corectă. Și acum un scurt cuvânt pentru cei care o să zică, bă, dar numai cu termometru știi să faci. Uite, mai bine o fac cu un termometru care costă cât 3 bucăți de carne din astea, decât să le stric pe alea 3 bucăți și să nu am o experiență plăcută după ce am dat aproape 40 de lei pe ea. De-aia vă recomand să vă luați și voi un termometru. Pe cel din imagine îl găsiți online cam la 100 de lei. Bun, am ajuns și la momentul mult așteptat al degustării. Tai felii relativ subțiri și la antricot nu contează așa de mult cum tăiați fibrele, fiindcă ele trec cumva dinspre tăietorul de lemn în sus prin steak. Unii mai taie feliile la 45 de grade ca să secționeze și fibrele alea, dar oricum astea sunt destul de moi. La alte bucăți de carne contează mai mult cum le feliați decât la antricot. Uitați ce suculentă e în interior și pot să vă zic că se mestecă extrem de ușor. Drept dovadă, am putut să mănânc toată carnea asta în exact 4 minute. Terminat-o eu rapid, asta a fost masa mea de amiază. Uitați aici rib cap-ul ce fraged și ce ușor se destramă. Aici am tras foarte puțin de el și deja fibrele se despărțeau una de cealaltă. Aroma de usturoi și rozmarin merge cel mai bine cu steak, împreună cu untul ăla topit, cele mai bune condimente pentru un steak de vită, făcut rapid în tigaie. Apoi am turnat și zeama pe care și-o lăsat-o în farfurie în timp ce s-o odihnit, are și aia un gust excelent și dacă îl turnați peste carnea tăiată, îi dă un plus de aromă și un plus de juiciness, cum să zic în română. Și acum să vedem aici recordul mondial la mâncat antricot cu viteză. Dacă nu era super fraged și făcut, să zicem mediu, cam pe la 60 de grade,
nici nu-l puteam executa așa de repede, așa că asta e și o dovadă că a fost super fraged. Să nu mai zic de gust, care e excelent. Apropo, nu orice antricot de la Lidl e creat egal, ăsta a avut multă grăsime intramusculară, a fost bine marmorat, deci atunci când vă uitați pe raft de care să vă luați, nu contează că e de la Lidl sau din altă parte, căutați unul cu multă grăsime intramusculară. Asta înseamnă să aibă cât mai multe firișoare din astea albe în interiorul cărnii, sau se mai zice că e bine marmorată carnea, sau în engleză marbling. De-aia ați văzut că au și marbling score, se dau note la bucățile de carne în funcție de cât de bine îs marmorate sau nu, cele marmorate fiind mai scumpe de obicei decât cele mai macre, adică sau cu mai puțină grăsime. Mersi mult că v-ați uitat, facem și o recapitulare scurtă, 3 minute în tigaie cu un pic de ulei și sare, pauză până puneți unt, rozmarin, usturoi, usturoi îl zdrobiți, îl puneți la foc mic, încă 2 minute în tigaie sau cât aveți nevoie cu termometru să ajungeți la în jur de 5-8-60 de grade, 10 minute pauză și poftă mare!